Stema Federației Ruse a fost gravată pe fațada unei biserici din orașul Sângera din cadrul Mitropoliei Moldovei, subordonată canonic Moscovei. Gestul a stârnit revolte în rândul enoriașilor. Preotul susține că regretă ce s-a întâmplat și dă vina pe neatenția unor meșteri. Faptele reprezintă o sfidare a constituționalității Republicii Moldova în condițiile în care țările lumii libere au declarat Rusia un stat care sponsorizează terorismul. Faptele au fost descoperite de jurnaliștii de la ziarul De Gardă. Stema Federației Ruse a fost gravată pe fațada bisericii Sfinții Părinți Joachim și Ana și înfățișează vulturul cu două capete ce poartă deasupra capului trei coroane, simbolizând regiunile și suveranitatea Federației Ruse. Instalarea gravurii a stârnit însă nemulțumiri în rândul unor enoriași care acum refuză să mai meargă la biserică. Într-un interviu oferit jurnaliștilor ziarului De Gardă, preotul a spus că regretă faptele. Când am făcut noi asta împrejurul bisericii, nu s-a atras atenție. El s-a instalat, dar pe urmă, desigur că am regretat. Am vorbit chiar două zile în urmă și mi-a spus: părinte, cum sunt gata, eu vin și mă duc. Și o să fie tăiat în el. Nu se roagă pentru cel, el omniț să-și roage pentru sine. Și creștinii între dânșuri vor găsărim cum. Dar noi nu facem tot ca să fie unitate în biserică. În viziunea credincioșilor, preotul are și alte păcate. Pomenește în neobosite rânduri despre măreția patriarhului rus Kiril, liderul bisericii ortodoxe ruse, și este un susținător ferm al războiului declanșat împotriva Ucrainei. Pomenit, îl voi pomeni. Asta n-are dreptul nimeni să mă intersecte. După tot îndrumarul nostru și după tot care este toate liturghiile care le avem, este scris să pomenești patriarhul. Noi îl avem până pe el. Când va fi înlocuit de sinon, atunci vom primi și noi. Cum poate spui stema rușilor când ei sunt vrăjmașii noștri care nu ne-au susținut și nu ne susțin? Și dacă Ucraina nu s-ar apăra, ei de mult ne ocupam. Și dacă ne ocupă încă o dată, ne ocupă nu pe un an, doi, pe mult timp. Prefericit și fel fericit dacă el ușit de lume. Ce fel de fericit, Doamne! Dar și când am mai văzut asta, faptele am zis aici e culmea. Noi nu facem, Doamne, noi nu facem voia Domnului, dar facem voia dictatorului, care îmi dictează. Care cu bani, care cu posturi, care cu medalii, care și cu ce poate. Cum ne vindem 30 de argenți. Episcopul Ioan al Sorocii a declarat pentru TVR Moldova că Metropolia Moldovei regretă incidentul, inclusiv animozitatea față de patriarhul rus Kiril. Instituția de cult a precizat că nu susține declarațiile legate de război ale patriarhului de la Kremlin și că vor iniția un dialog cu preotul bisericii și enoriașii pentru a domoli neînțelegerile. Experții de la Chișinău susțin că autoritățile ar trebui să fie mai vigilente față de mesajele bisericii subordonate ca canonic Federației Ruse. Unele lăcașe de cult sunt o puternică sursă de propagandă rusească. M-aș spera dacă cineva s-ar ocupa cu monitorizarea să vadă exact care sunt mesajele transmise de personajele care lucrează și folosesc această enormă rețea de influențare și control a societății. Când mătem că am avea surprize să constatăm că acele mesaje care sunt transmise prin lăcașele de cult se pliază foarte bine pe mesajele propagandei rusești. Recent, un preot din satul Puhoi, nemulțumit de retorica pro-război evocată de patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, a plecat de la Metropolia Moldovei și a ales să se alăture Metropoliei Basarabie a Bisericii Ortodoxe Române.